Am chemat să vă informez că am intenția să depun o cerere către Poliția Municipiului Zalău. În urma materialelor video publicate de televiziunea noastră, deci se vedea USL și și-a făcut campanie folosind minori, USL și-a făcut reclame pe campania Stop Violența și articolul din Graiul Sălașului, USL Sălaș s-a băgat unde nu-i fierbe oala. Urmează să solicit poliției să verifice dacă legea 272/2004 privind protecția drepturilor, prin care minorii nu pot fi folosiți sau expuși în scopul obținerii de avantaje personale, în acest caz, capital electoral, a fost respectată de către cei care au afișat pancarte electorale sub sigla USL-ului. De asemenea, cer să verifice legalitatea intruziunii celor de la USL cu aceste pancarte electorale, autorizații, solicitări, aprobări de la primărie, poliție, jandarmerie, etc., în marșul elevilor împotriva violenței și dacă elevilor li s-a pus în vedere faptul că la marș vor participa și partidele politice, PNL și PSD. Având în vedere că dreptul la libera exprimare trebuie protejat, dar în același timp el nu trebuie să lase loc abuzurilor sub nicio formă, solicit sancționarea tuturor celor care au permis, tolerat și ajutat, și în cazul de față mă refer la primărie, jandarmerie, partide, la această situație în care legea a fost încălcată de mai multe ori. Aici e semnătura, data, tot ce trebuie.